Ultima săptămână de toamnă aduce vreme la extreme în România. Nu scăpăm de temperaturile neobișnuit de ridicate, dar nici de vântul puternic. Capitala și 11 județe sunt până în această seară sub cod galben. Aflăm ultimele informații despre această avertizare, dar și despre vremea din următoarele zile. De la Mihai Timu, meteorolog ANM, bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, sărămâinile. Într-adevăr, astăzi vom mai avea încă o zi cu vânt, mai ales pentru regiunile sudice, sudestice. Așa cum știți, Muntenia și Dobrogea, județele de acolo, se vor afla până diseară sub cod galben de vânt, pentru că așteptăm ca și ieri, temporar, să atingem rafale de 55, în general viteze de 55-60 de km la oră, urmând ca și mâine și poimâine să mai avem parte de vânt, dar un pic diminuat, vom vorbi de un vânt în general moderat și pe parcursul după amiezelor de joi și vineri, tot în partea de sud-est a teritoriului. Dar dacă exceptăm acest fenomen, în rest ne vom bucura de fapt până la sfârșitul acestei săptămâni de o vreme predominant frumoasă. Ceața poate să-și facă apariția în orele dimineților strict în zonele de presionare și poate pe văi, iar în rest nu vom mai avea alte fenomene. Poate la sfârșitul săptămânii sunt date că am putea avea ceva ploi slabe prin vestul, centru și nordul teritoriului. Însă regimul termic rămâne unul foarte ridicat pentru data din calendar. În continuare, în zilele următoare, vom înregistra în medie temperaturi cu 5, 7, chiar 8, 9 grade mai ridicate decât mediile climatologice, pentru că în loc să înregistrăm, cum ar fi normal, maxime undeva de la 18 până la cel mult 23 de grade, în zilele următoare, maximele vor porni de la 23 de grade, fie în depresiuni, fie pe litoral, și vor atinge 29, chiar izolat 30 de grade prin Câmpia Română. Deci, iată, toamna se încheie cu temperaturi ridicate. De altfel, sunt mari șanse ca acest septembrie să iasă pe locul 2 ca fiind cel mai cald septembrie din ultimii 60 de ani. Cum debutează luna octombrie? Chiar și luna octombrie va debuta cu temperaturi peste normalul perioadei. Vom mai vorbi de temperaturi, cel puțin în prima parte a sa, în prima decadă, de temperaturi de vară. Să nu uităm că 25 de grade este pragul unei zile de vară. Cu siguranță vom mai înregistra astfel de temperaturi. Acum să vedem, sunt șanse undeva să avem mai multe precipitații în prima parte a lunii octombrie, ceea ce ar fi o veste destul de bună pentru agricultură, pentru că, așa cum știm, cel puțin în partea de sus și de est a țării, vorbim de secetă moderată, puternică și chiar extremă. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Mihai Timu, meteorolog ANM, a fost în direct cu noi.